Aprinde bec. Nu. De asta. Asta. Ăla, da. Asta uleiul. Ăla, uleiul, da. Cum îl cheamă pe ăsta? Jeleuri. Pedro. Pedro? Dragoș a luat ieri chestia de asta. Fix ce am zis să nu e. A dat 200 de lei pe el. Aveam 90 și ceva. 93-94. Pe acolo nivelul de oxigen. Dar i-am zis e ceva ieftin dacă găsești. Dacă nu, asta e, dau comandă și aștept până vin. Dar, da, a luat treaba asta. Tu și ce dacă vrei? Nu, mami, nu vreau, mulțumesc. Deja așa te-s făcut jeleu, ia? 12, nici nu vreau. Hai că desfac singuric. Se numește Utopia Gold. Bănene, și este gold, adică o să-i și fac o poză la lumină naturală pe care voi o vedeți acum, dar este gold și este eyeshadow. Deci ăla a fost unul, iar acum ce am găsit la clinic. La clinic este un numărul 13 Love Pop. Love Pop. Se fac și lui ăsta o poză de aproape. Îmi place mult culoarea. Lui ăsta. Și bineînțeles să-i facem probă astăzi. Deci noi aseară am dormit aici. Ne-am uitat un pic la Harry Potter. Eu am dormit aici și ea a dormit acolo. Eu am dormit aici. Da, și tasul încă doarme acolo. Mami e aici. Da. Și să știi, papi, că e ceaiul tău rece. E ceaiul tău rece? Aha. Bine, dar să știi că va trebui să bei și unul mai călduț mai încolo. Ți-ai luat cărticica cu numărul 12? Nu. Hai să luăm. Dacă n-ai fi bătut, nu ai luat-o. Așa, bine. Dreapta. Dreapta. Du-te în dreapta. În partea dreaptă e la. În partea dreaptă. Aia e partea dreaptă. Jos. Jos. Acolo. Acolo. Ăla e 12. E 1 și 2. 1 cu 2, ăla e 12. Hai. Păi atunci o iau de aici. Iau. Să vedem ce cărticică avem doi. Deci că asta cred că avem. Da, mami, vânătoarea de comori din ziua de Crăciun. Și știi cine este prințesa aia? Iar el, mami. Mica sirenă. Dar fără coadă nu o recunoaște. Nu. Astăzi aș vrea să mă ocup puțin de plante. Nu știu exact ce să fac, cum să fac.
Asta săraca își pierde toate frunzele aici. Am mutat-o de acolo, că am adus copacelul ăsta aici și bradul și nu... Nu e deloc ok. Mai spun că lui ăsta i-au tot căzut din fructe. Lui cumcoat i-a căzut la frunze, doamne, în bucătărie acolo. Vreau să-l aduc aici. Și o să-l aduc aici, nu știu, acolo de la căldură, decât pe o parte s-a uscat așa. Și mă gândeam că o fi de la centrală, că stă aproape, că habar n-am. Nu știu, dar o să-l aduc aici. Că poate să fie ok. Acum, ce mă gândeam, era că poate ar fi mai ok să dau bicicleta mai încolo și să aduc asta, masa, pe aici, pe undeva. Să o aduc aici, gen, unde e ăla. Să pun ăsta mai încolo, aia, așa, și să aduc masa aici. Ca să... De fapt, aici ar fi mai aproape de calorifer, tot n-ar fi ok. Adică, cel nu știu, așa mă gândesc, nu știu, mă doare creierul. Și mă doare creierul la partea asta. De boscheți. Ideea e că simt nevoia să am și mai mulți, deși îmi dau dureri de cap. Dar chiar simt nevoia să mai am văzut niște chestii, doamne, la Lidl, un ghiveci de ăsta mișto așa și cu trei boscheței diferiți în el și eram foarte tentată să-l cumpăr. Dar, na, nu știu, cel puțin astea cu fructe, copăcei, oi am... Astea, oricum, aia a fost mereu cu probleme. Am mai făcut și o floare, două, așa, din când în când. Dar aici, ce clar, nu e ok pentru ea. Și trebuie să... O să dau asta, o să fac asta, să mă ocup de ele. Nu știu, poate nici pământul ăsta nu e bun. A, chiar am niște de-astea de hrană în balcon, ia să le pun eu la ele. Să sap un pic pământul. Da, cred că o să... Ar trebui să mă o să strâng în bucătărie. Că n-a strâns nimeni după ce am mâncat, că am mâncat. Am făcut un burger de la dimineață și ăla, asta a fost micul dejun. Vedeți niște, un pic dezastru pe acolo? Da, și ăla ar trebui aranjat. Mami, îți dai și tu pijamaua jos și te îmbraci în alte lucruri? În rochiță. În rochiță. Nu e locuit de clatiu. Vezi ce-i face tu, să cântușește și pierde echilibru, să ondulează, să... Cred că îi putem spune, doamne educatoare, că nu te duci mâine la grădiniță, nu? Da. Ne luăm la revedere de la poze. Hai, până la urmă... Îl voiam să-i fac doar în ideea că, băi, ne zici că făceau și ceilalți copii și dacă era vedea și ar fi vrut să facă și ea. Dar nu, pentru că oricum eu îi fac ei poze, o groază, și dacă vreau să-mi fac magneți, îmi fac magneți și globuri chiar am, că le-am făcut eu cu pozele ei, adică nu e ceva mamă-mamă. Dar era ceva ce, zici, era o experiență pe care să o facă cu ceilalți copii la grădiniță. Și până la urmă, ce? Nu-i face nimeni poze mai frumoase decât mine, nu? Faci magie? Nu! Doar toți de ea! Ca jucărie! Ca jucărie, e bine. Mergem să facem un dușuleț și după aia te îmbraci cu rochița? După asta când joc! După asta când da. Joc, după aia băiță, o nu ia cineva la băiță. Da, mami, după aia. Așa.
Văd. Bagheta asta, bagheta curcubeu o cheamă. Văd.
S-a făcut 1 între timp și am venit să mâncăm și pentru că ăla nu vrea să mănânce nimic din ce-i dau, am făcut o supă din aia Rolton, în speranța că o să mănânce. Am pregătit și câteva legume aici ca să, na, vitamine în plus. Și ce facem după ce mâncăm? Cutiuță care dă leuri. Ha, nu mai deschidem. Cutiuță deschidem mâine, draga mea. Mâine. E atunci după ce băcăm, cred că ne culcăm. Nu. Da, cred că da. Asta este. Nu, eu cred că după ce băcăm o să bem niște apă. O să bem niște apă, da? Și ne uităm la un film. Ne uităm la un film? Da, un film de Crăciun. Un film de Crăciun? Da, pe televizor. Pe televizor, ok. Asta facem. Da. Am întors... Și stăm cu o pătulică pe noi. Cu pătulică pe noi. Da. Și după aia, numai ciocolată caldă. Ciocolată caldă. Dă-mi un mesaj, tati. Poate ia și el. Aș bea și eu o cafea. Sunt bolnavioară și aș bea și eu cafea de aia de la Starbucks. Sunt o finat latte cu lapte vegetal. Nu? Da. Și tu o ciocolată caldă cu lapte vegetal. Ești machiată cu auriu. Da. Sunt machiată cu auriu. Asta voiam să vă arăt. Deci, chestia asta este... Îmi place. Adică, na, e, nu e ceva ce poți să folosești așa clar, dar cumva presimt că de Revelion o să am chestia asta. Ce mi s-a întâmplat la ochi? Sau... Să vezi ce mi s-a întâmplat la ochi. De Crăciun. Și de Revelion fac paia care am găsit-o albastru la Midnight's Kaijen. Doamne, nu știu cum arată, dar mie chiar îmi plac chestiile astea. Adică astea cu sclipici pe care le-am găsit în ăsta de la Nix. Și mami? Ce s-a întâmplat? Lasă-mă, te rog frumos să termin. De ce am deschis calendarele toate? Pentru că voiam să pun florile înapoi acolo, să le... Adică am zis priorități. Băi, nene, țin astea cei sau... Și bine, și putut să le pun lângă dulap și să le iau și să desfac în fiecare de pe ceva. Dar deja știam ce e în calendar. Bine, cam știam ce e în ambele. Așa, dar în ala de la clinic, eu zilele trecute am mai comandat 2 care au venit și pe care le-am desfăcut și astea ca să le dau cadouri. Și am împărțit ale 2 în, să zicem, la 4 persoane, una dintre ele fiind eu. Da? Deci de câteva 3 persoane am dat din calendare, iar restul le-am oprit eu. Deci o să am, dar mâine nu mă ocup. Acum, cum a zis copilul, ne uităm la ceva, că până la urmă e duminică și... Mami? E, o să fac ordine în dulapul ăla de la baie și să aloc la astea de la clinic un sertar și până la urmă, na, contează ea cu alea. Mami? Nu neapărat eu, da. Ia să vezi ce mi s-a întâmplat la ochi. Ce ți s-a întâmplat la ochi? La ochi. Ce ți s-a întâmplat la ochi? Uite. N-ai nimic la ochi ăla. N-ai nimic la ochi. Ai niște ochi așa frumoși. Extraordinar de frumoși. Mai. Iar ăsta este ăla de la clinic. De fapt, e ce am găsit astăzi. Și am dat cu degetul, pam, 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 și după aia m-am chinuit să-l iau de pe deget. Ceea ce înseamnă că o să se ia de pe ochi greuți, foarte greuți. Și nu mă deranjează, chiar nu mă deranjează. Da, deci cam asta a fost, o să vă arăt și exact că am dus toate plantele acolo.
am schimbat, oricum o să dormim și în seara asta tot aici, să vedem, poate doar mai bine. Am zis, poate acolo aerul e prea uscat, chiar dacă am eu umidificatorul ăla, nu știu exact cum e treaba și nu pot să dorm la ea în cameră, pentru că nu vreau să dormă singură și oricum cum e acum, nici n-aș vrea să o dormă singură. Iar eu nu pot să dorm la ea în pătuț, că așa eu dorm în pătuț când dorm acolo și ea doarme în canapea, că ea are loc acolo, pe când eu nu prea am loc în canapea. Și... De pe tati doar pe canapea. Da, mami, mă refer la tine în cameră. Și nu pot, deși pur și simplu nu pot, nu pot, mă doare toate alea cum... Nu știu, salteaua clar nu e pentru 100 de chile ale mele. Și... de asta am zis, dormim aici, vedem, poate e mai, mai ok. Looks good, nu? Da. Cum ziceam, ridic varza de Bruxelles. Ceapă. Nu foarte multă în cazul Elei și puțin pătrun gel. Good. Iar o să-mi pun și niște ardei iute. Și acum toate chestiile vin la mine. Gata. Eluț, ia vină mami să vedem, îți place supica ta? Arată bine? Da. Ok, mă bucur atunci. Și mi-am pus plantele aici. Plante la care trebuie să schimb pământul. Pentru că miroase mucegai. Le-am pus și paste aici. Bineînțeles, dezastrul ăsta încă e aici. Dar astea două sunt aici. Ăsta dă căldură acum. Cum ziceam, pe ăsta las aici. Nu știu exact dacă îl mai pun pe scaune sau nu. Sau dacă îl las doar acolo. Habar n-am. Și aici am mutat și o lumânare, bradul, lângă ăsta. Nu prinde, mami, nu prinde. Pentru că filmul de Crăciun era ceva ce văzusem deja. Am schimbat, adică nu că pe ăsta nu l-am văzut deja. Că l-am văzut acum câteva luni, dar îi place. Așa că tati ne-a adus mie un... tofinat latte cu lapte de migdale și... Mami. Da, mami. Și Luela i-a luat o ciocolată cu ceva tot așa, lapte de migdale și cu ceva cocos. Iar asta aici este cu un scop foarte precis. Atunci când el a scuipă, adică tușește și vine să scuipe, să nu mai trească să fugă până la baie. Ce scuipă în cană? Pentru că stă și aici. Momentan s-a, mă rog, s-a ridicat cam că se terminase doiul. Și... Na. Nu ziceam, stă și aici învelită. Și oricum. Asta facem până diser. Ne uităm la Potter. Mai avem... Deci ăsta este ăla cu prizonierul din Azkaban. După aia cred că e pocalul de foc. Ordinul Phoenix. Și după aia să fie ăla... Cu,
cu talismanele morții? Avem suficient. Suficient de văzut. Suficient material. E 8. Și s-a întâmplat un lucru, să zicem, neașteptat. Că, mă rog, am fost să mâncăm la bucătărie. După ce a terminat el de mâncat, ea s-a dus în living și a dat drumul la Harry Potter. Și a rămas cu Draco și a terminat de mâncat. Am mai stat un pic de vorbă. Și când o întreba Draco ceva pe el și nu răspundea. Și când mă uit, copilul meu dorme. Copil care s-a trezit, să zic, acum o oră. Pentru că am mâncat pe la 5, cam așa. Și nu știu exact când o să mai adormă seara asta, dar da. Dă tușit, tușește, mi se pare că mai tare decât ieri, nu știu, mai des, mai... și expectorat de câteva ori. Sper să fie ok la noapte și mâine la prima oră o să mă duc cu ea la laborator să-i fac un exudat faringian, după care o să sun la pediatră să fac o programare. Nu știu, l-am văzut că o să fie rezultatul gata în 4 zile. Să fac și pentru marți să se uite și după aia poate pentru vineri, în caz că e ceva la rezultat. Că roșul ăla în gât, la ea, nu, de fiecare dată când mergeam la control să zică că e bine, zicea doamna doctor că mai e puțin roșu în gât, dacă e ok să duc la grădiniță. Și cumva nu i-a trecut niciodată de tot, așa că mă duc să văd dacă e vreun motiv pentru care s-a întâmplat asta sau e doar pentru că, na, i-am dat decât siropuri, chestii de-astea, nu i-am dat chestii medicamentoase, nu știu, i-am dat doar de-astea mai din plante. Nu știu, dar aș vrea să-i treacă, că mi se rupe sufletul. De fiecare dată când tușește, mi se mai rupe ceva de aici. Deci... mor. Dar, da, n-avem ce face, n-avem ce face. Să sperăm că se rezolvă. Oricum, la grădiniță, Nema. Și oricum, presupun că ăsta o să fie un clip lung, așa că vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă, o săptămână frumoasă și ne vedem mâine.